Domnul mi-a pus pe inimă, m-am rugat, am meditat la ceea ce voi spune fraților, pentru că e o responsabilitate, nu este o simplă predică, nu e numai o prezență oarecare, câteva minute și plecăm, este o responsabilitate și am cerut de la Domnul să îmi dea un mesaj care să fie o porțiune și dimineața și o continuitate după masă. Domnul mi-a pus pe inimă din pilda vierilor. Azi dimineață, dimineața aceasta, voi citi două versete alături de ce s-a citit. Sigur, nu este în contradicție cu ceea ce s-a citit, ci este o continuitate. Dacă vă uitați în Psalmul 128, acolo se vorbește despre lucru. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Te bucuri de lucru mâinii tale. Faci lucrul acesta al lui Dumnezeu, umbli pe căile lui, spune psalmul, și fericește pe cel care face aceasta. Dar, iubiți frați și surori, va fi actul binecuvântării, fratele invitat va vorbi despre binecuvântare în mod deosebit. Eu aș vrea să ne oprim puțin la ceea ce este după binecuvântare. Responsabilitatea noastră ca părinți. Și dacă ar fi să îl descriu pe Dumnezeu, m-am gândit dacă m-ar întreba cineva, să-l prezint pe Dumnezeu. Una din comparațiile care le-aș face este că l-aș compara cu un bun gospodar. Nu degeaba Mântuitorul în pilda vierilor și primele două versete, repet, le citesc astăzi, spun așa, era un om, un gospodar care a sărit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea, a zidit un turn, apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Stimați ascultători, ne vom uita în această zi spre Dumnezeu. El este un Dumnezeu al eficienței, El este un Dumnezeu al randamentului, El este un Dumnezeu care nu investește fără să aștepte rod, dar nu seceră de unde n-a semănat. S-a exprimat greșit cel din Scriptură când i s-a cerut socoteala talentului, a spus știam că seceri de unde n-ai semănat. Dacă ne uităm în pilda vierilor, înainte de a cere roade, gospodarul a făcut ceva. Eu mi-am imaginat familia ca o vie. Pentru că așa spune Psalmul 128, nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale. Domnul Iisus mereu folosea această imagine ca să le arate contemporanilor săi și ne spune și nouă în această zi că în ogorul lui Dumnezeu, în via lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, nu este șomaj, nu se stă degeaba. Pocăința nu este o pocăință statică. Ne-am pocăit și gata, nu mai facem nimic, a făcut Domnul. Domnul a făcut ispășirea păcatelor noastre. Dar, voi citi după masă versetul acesta, din partea a doua, pildei vierilor, El așteaptă de la noi rod. Un bob să aducă 30, 1,60 și 1,100. După masă o să vedem că este graduală această rodire. Așa e natural să fie, așa este dumnezeiesc, dacă vreți, pentru că Dumnezeu ne cere după cât investește. După măsura de credință, slăvit să fie Domnul. Și sigur după alte criterii. Aș vrea, iubiți ascultători, stimați părinți, să ne uităm spre ceea ce a făcut Dumnezeu, gospodarul acesta, ca să folosesc expresia Scripturii, și să facem și noi în viața de familie. M-am uitat cu atenție și, în adevăr, am văzut că este un bun gospodar. Întâi de toate, stimați părinți, citim în Scriptură că acest gospodar, via lui a împrejmuit-o cu un gard. Adică i-a asigurat protecție.
Când citim în cântarea din Isaia, capitolul 5, când gospodarul este supărat că vie a adus struguri sălbatici, și o să dezvoltăm aceasta după masă, se supără și spune, acum am să demolez gardul și am să las via să fie păscută de vite. Vreau să vă spun, stimați părinți, nu numai cei care aduc copiii la binecuvântare astăzi, în mod deosebit, sigur, cuvântul ni se adresează lor, dar în această zi cuvântul ni se adresează nouă tuturor. Suntem înconjurați de multe pericole. Suntem bombardați cu tot felul de metode diabolice de a intra în cugetul copiilor, de a intra în mintea lor proaspătă, să semene ei ce vor ei. Și dacă noi nu ne facem partea noastră și dacă noi nu protejăm via noastră, familia noastră, ne așteaptă un mare risc. De aceea, în această dimineață, primul meu gând este protejează-ți copiii. Recent a trebuit să mă adresez unui specialist să-mi pună ceva la internet ca seara să pot lua internetul. Am văzut că copiii nu mă ascultă, că nu se pot abține, i-am găsit pe câte unul la ore mai târzii și am decis seara la culcare, luăm piesa aceea și nu mai este internet în toată casa. Ne trebuie, lucrăm, eu lucrez la servici pe internet, primesc e-mail-uri, trimit e-mail-uri, nu vreau să neg această valoare a tehnicii, să nu mă înțelegeți greșit, dar avem în mână controlul. Trebuie să protejăm copiii noștri. Protejați-i de reviste, protejați-i de media, de tot ceea ce se transmite, de sticla aceea, ca așa se spune, a ieșit pe sticlă, protejați copiii de tot ceea ce este în jur. Controlați, filtrați, țineți în mână și controlați tot ceea ce vine spre copilul dumneavoastră. De asemenea, vreau să vă spun, stimați părinți, copiii trebuie protejați și de lucrurile rele care se întâmplă în jurul nostru, nu numai prin tehnica aceasta. Am întâlnit familii în biserică care au dus acasă toate murdăriile care le-au întâlnit. Murdării în sensul discuții, bârfe, povești, poate nu în totalitate adevărate, nemulțumiri din adunare. Nu duceți acasă. Nu spuneți copiilor că va supăra cineva din adunare, nu trebuie să știe copilul. Copilul vede biserica ca o familie, așa mi-aduc și eu aminte. Nu țin minte niciun conflict care era în adunarea unde am crescut eu, pentru că eram copil. Eu mă bucuram de cântări, de poezii, de predici, eram entuziasmat de ceea ce se întâmplă în casa de rugăciune. Nu mi-a spus niciodată tata că el nu s-ar fi înțeles cu nu știu cine, nu mi-a spus niciodată că bunicul ar fi avut probleme cu nu știu cine. Că așa e într-o biserică, sunt și aceste probleme. Nu duceți acasă, nu spuneți copiilor lucruri care nu-i zidesc, nu murdăriți conștiința lor, pentru că atunci când va crește mare și vei vrea să-i spui, consiliază-te la unul din frații din comitet, el va spune, ăia despre care tu mi-ai spus așa și așa, și nu va mai avea tăria aceasta să se destăinuie unui frate din biserică. Și e greșit lucru. Dacă tu i-ai semănat în mintea lui imagini deformate, el sigur că a crescut și el cu o imagine deformată. Protejați-vă copiii de lucruri care ar putea să influențeze viața lor. Domnul să vă ajute la aceasta. De asemenea, vreau să vă spun, stimați părinți, că am întâlnit cazuri în care au venit frați și au spus, frate, dar este prieten cu copiii din biserică. Nu m-am așteptat. Dați-mi voie să vă spun. Poate că n-ar fi cazul să spun, este o mărturisire pe care am luat-o, nu vă dau detalii, dar tânăr din biserică, părintele în conducere, să nu spun mai mult, mi-a spus, frate, am băut, am fumat, m-am drogat când am auzit să pic jos. Deci gândiți-vă la ce prietenii au. Scrie Scriptura și eu întăresc,
Tovărășiile rele strică obiceiuri bune. Învățați-i să socializeze cu cei din jur, învățați-i să îi respecte pe cei din biserică cu care cântă în grup, dar aveți grijă, urmăriți, controlați, interesați-vă, vedeți unde se duc, copilul dă semne întotdeauna, toate lucrurile din jurul nostru vorbesc, cu atât mai mult un copil care vezi ce influență are. Protejați-vă copiii și Domnul să vă ajute la aceasta. Mergem mai departe, iubiți frați și surori, ne uităm la gospodarul acesta și spune, a săpat un teasc în ea. În teasc se făcea prepararea strugurilor. Se zdrobeau, era o tehnologie, acolo se muncea foarte mult. Și o familie care se respecta la lucrarea care se făcea acolo, participau toți. Și copiii alegeau poate ciorchinii sau alegeau boabele care erau stricate, se lucra acolo la teasc. Ce vreau să vă spun, stimați părinți, poate sună ciudat pentru dumneavoastră, învățați-i pe copii să lucreze. Învățați-i pe copii să prețuiască munca. Eu mi-aduc aminte, tatăl meu mă trimitea să lucrez. M-am bucurat că mi-am făcut buletinul la 14 ani, ca să mă pot duce să culeg cartofi cu copiii de vârsta mea, la Iasul de atunci, să-mi iau eu ghiozdanul, să-mi cumpăr eu caiete, să-mi cumpăr penar ce aveam nevoie la vremea aceea. Și tatăl meu și părinții mei m-au învățat că trebuie să lucrez. Și n-a fost rău, a fost foarte bine, am un respect pentru omul care muncește, am lucrat cu oameni în șantier, am avut probleme de multe ori cu șefii mai mari, că sunt poate prea indulgent cu oamenii, dar eu am știut cum muncește un om, am lucrat în vacanțele mele, tatăl meu și mama mea m-a învățat să lucrez. Vreau să vă spun că noua generație are probleme la capitolul acesta. Se culcă târziu, se scoală târziu, nu știu de un program, nu știu de o săpată în grădină, au probleme la capitolul muncă. Nu sunt învățați să lucreze. Vă spun cu toată autoritatea, gospodarul acesta așteaptă de la noi să lucrăm, așteaptă de la noi să punem umărul în ogorul lui Dumnezeu, învățați-i pe copii să prețuiască munca și învățați-i ușor, ușor să se îndeletnicească cu această muncă, sigur, după puterea vârstei, după capacitatea lui și așa mai departe. Biblia spune, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Sunt oameni care nu pot să muncească, ei au scutirile lor, sunt bolnavi, au problemele lor. Nu ne referim la acei oameni, ne referim la oamenii care trebuie să se dezvolte armonios. Copiii au nevoie de această dezvoltare și vreau să vă spun că Dumnezeu a creat omul și l-a pus să lucreze. În grădină, să o păzească, să aibă grijă, să lucreze. Așa este dezvoltat omul și așa se dezvoltă bine omul care știe să lucreze. Învățați-i pe copii munca. Domnul să vă ajute la aceasta. Mergem mai departe, iubiți ascultători, și spune aici cuvântul Domnului că gospodarul acesta a zidit un turn. Aici este partea noastră foarte importantă. Spune Habacuc, și îmi place așa de mult de profetul acesta, deși are o mică profeție ca și întindere, ca și dimensiune. Noi spunem profeții mici gândindu-ne la dimensiunea profețiilor, dar nu ca importanță. Vreau să vă spun că Habacuc a rostit cea mai profundă profeție cu bătaia cea mai lungă. Va veni vremea, spunea el, Dumnezeu i-a spus să sape pe table, să se poată citi această prorocie. Ea vine, dacă întârzi așteaptă, a spus Dumnezeu, vremea când cel neprihănit va trăi prin credință. Este o mare profeție, slăvit să fie Domnul. Dar Habacuc spune așa și eu vreau să învățăm ca părinți de la acest om al lui Dumnezeu. Spune în capitolul 2, m-am dus la locul meu de strajă, stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde. La plângerea mea, spunea el. Deci, iubiți frați și surori, cum ne vorbește Domnul? În primul rând, prin cuvântul lui Dumnezeu.
Să văd ce are să-mi spună Domnul, spune Habacuc, și ce are să-mi răspundă la rugăciunile mele, la plângerea mea, erau făcute cu lacrimi. Aici este rolul nostru ca părinți. Pe lângă supravegherea noastră, pe lângă faptul că îi învățăm să muncească, trebuie să ne facem partea noastră învățându-i cuvântul lui Dumnezeu, rugându-ne pentru ei. Uitați-vă la mama lui Moise, n-a mai putut să facă mare lucru. N-a mai putut să-l țină, 3 luni a riscat, sigur, și-a riscat viața. Era aspră pedeapsa, sigur. L-a ținut 3 luni ascuns, a văzut că nu-l mai poate ține, spune Scriptura, l-a așezat într-un coșuleț cu papură, dar nu l-a lăsat așa coșulețul. L-a uns cu lut și apoi cu smoală. Foarte bine a gândit. Adică a căutat să protejeze copilul acesta. El i-a l-a pus pe apă, dar nu l-a pus oricum. Stimați părinți, avem o datorie să ne rugăm pentru copiii noștri, să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândesc la personajele din Scriptură care poartă numele fetițelor de astăzi sau invers, fetițele care poartă numele acestor personaje din Scriptură. Mă uit la Rebeca, de exemplu. De unde a știut ea să-i spună lui Eliezer, bea, am să dau și cămilelor tale? Cine a învățat-o? Mama i-a spus, draga mea, dacă un om bătrân îți cere apă, dă-i. Dacă vezi pe cineva care are nevoie de ajutor, acorde ajutorul. Știi ce a spus ea? Avem nutreți, este loc de găzduire în casa noastră. Nu toți copiii spun așa. Nu toți tinerii sunt învățați să facă așa ceva. La noi acasă nu-i loc, la noi acasă nu se poate, la noi acasă nu este. Și privesc poate partea negativă a lucrurilor. Lipsurile le văd mai mult decât ceea ce este. Și Dumnezeu spune dimpotrivă că Dumnezeu ține cont de ceea ce avem, nu de ceea ce nu avem. Iată, Rebeca a fost educată de părinți în sensul acesta. Și ce bine i-a prins acestei tinere. Robul a pus tocmai un semn din acesta, a fost un semn și strategic. Nu numai că a cerut călăuzirea lui Dumnezeu, dar a zis, vreau să văd dacă cea care îi cere apă în pustiul ăsta, în locul acesta, care va zice, dau și cămilelor, aia este cea care a pregătit-o. Pe lângă semn, el a vrut să vadă și dacă persoana aceea este o persoană harnică, este o persoană educată, bine. Și atât că Rebeca a fost bine educată. Haideți să ne ducem la turnul de veghere, să stăm pe turn, să ne rugăm, să citim cuvântul Domnului, să-i adunăm pe copii în jurul nostru și să-i învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Mă uit la ceas, fratele va vorbi în continuare, doresc ca Domnul să-l binecuvinteze. În final vreau să mă adresez părinților, sigur, nu avem numai responsabilități, va veni și vremea roadelor. De aceea am vrut să citesc și versetul 34, să încurajez pe cei care astăzi aduc copiii la binecuvântare, sunt mici, se scoală noaptea, e greu. Vreau să vă spun că nu e așa greu. Vine un alt tronson de viață, vine o altă perioadă, dar vine și vremea roadelor, când să te bucuri de lucru mâinii tale, cum spune Psalmul 128. Vine și această vreme a roadelor, când vei sta cu dușmanii tăi la poartă. Doamne, ajută-ne să ne facem partea noastră și să ne gândim la răsplătire. Mama lui Moise s-a uitat la răsplătire și a semănat în inima acestui copil, câtă vreme l-a alăptat și cât a avut posibilitatea să-i vorbească, i-a spus, Moise, tu nu ești fiul fiicei lui Faraon. Frații tăi sunt cei care fac cărămizi. Noi avem un Dumnezeu. Într-o zi acest Dumnezeu ne va scoate din Egipt. Avem un Dumnezeu care ne-a pregătit o țară, ne va răsplăti într-o zi tot ce am făcut pentru El. Ține minte, Moise, lucrul acesta. Și spune Scriptura, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, după 40 de ani de școală a Egiptului, foarte multă școală, și astăzi dă bătaie de cap înțelepților din vremea noastră, îmbălsămările, mumiile, rețetele, formulele chimice, dimensiunile piramidelor, orientare și așa mai departe. Au știut mult. 40 de ani, Moise a învățat toată știința Egiptului și după 40 de ani,
s-a uitat spre răsplătire, a preferat o cară a trimisului, o cară a lui Hristos, spune Scriptura în Cartea Evreilor, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire. Stimați părinți, e greu, e multă responsabilitate, familia trebuie protejată, în familie este multă muncă, se lucrează, așa vă spuneam, de asemenea, trebuie multă veghere, să mergem la locul de strajă, cum spune Habacuc, să citim Cuvântul Dumnezeu, să ne rugăm, dar într-o zi va veni și răsplata. În încheiere vreau să citesc din cartea lui Maleahi, să încurajez părinții care au adus copiii la binecuvântare și nu numai pe ei, toți părinții care sunt în casa de rugăciune, sunt conștient de marea responsabilitate, dar vreau să vă încurajez, pentru că spune Cuvântul Domnului în felul următor: atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Și ascultați, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Amin.